Astăzi vreau să vă spun cum am luat seapă cu, stai să mă uit, că mi se îmbăligă limba în gură, cu cerimoia, este un fruct foarte agreat de spanioli, îi se mai spune și hirimoia. Bun, are o consistență, să zic, ca o pară foarte coaptă, ca un mango foarte copt. Numai că, hai să vă spun surpriza emisiunii, părerea mea, nu cumpărați niciodată așa ceva. Da. Pentru că sâmburii sunt otrăvitori, oameni buni. Să trăiască cu stică. Uitați-o, da. Andreea se chinuie. Am dat și, bine, da, să zicem că am dat și bani pe ele. Cred că e jumătate de pachet de țigări una. Salut, frate Bogdan! Orice vreți să întrebați-mă, dar hai să vă spun despre fructul ăsta fraților. Oricum, cine vrea să asculte de la început, că am spus ceva la început, bun. Deci, are, are o... Deci, hai să ne uităm la el, da? Deci, arată ca un con de brad. Da? da? Deci, zici că are solzi, da? Dar n-are, are o piele. Yeah. Da? Uite, e un pic moale, e ca o roșie, un pic coaptă. Și Andreea se chine să scoate sâmburi ăștia care dacă îi mănânci crăpi. Uh, și se A venit moșul A venit moșul la orice om din lumea asta da. Iar uh, A venit, cum să nu vină uh, Zeama de la sâmburi Te poate lăsa orb Da, iauzi. Deci sâmburi ăștia sunt belea ah, Bună, bună Silvia uh, Dacă vreți mai bine, bine Stați, dar uh, e bine să l ascultați de la început Am înțeles că se Bun. folosesc la uh, substanțele de... Dacă citesc eu, pui. Da, bine. Deci eu citesc, voi fraților. Acum, deci acest fruct, Doamne. tot timpul mi se, se îmbâlnică limba în gură, Cerimoia, deci este iubit de spanioli, punct. Arborile are 9 metri înălțime, bine, până la 9 metri înălțime, e destul de mult, să știți frunze mari, largi și flori frumoase. Cam 200 de fructe sunt dintr-un copac. Păi nu am început de mult. Da, superb. Da, da, Dani, corect. Deci ideea e să nu vă cumpărați așa ceva. Nu, no, mai bine nu dați mâncați un măr. Da, deci nu vă cumpărați porcăriile astea. Deci nu vă cumpărați, sunt în Lidl. Nu cumpărați că jale. Uhum. E jumătate de pachet de țigare una. Da, și uite ce rămâne. Bine, îți da? din ce gust are. Ia stai mă, ia să guși un pic. Ia dă-mi și mie puile uh. borhotul ăla. Uite ce borhot rămâne de la ea. Îți dau din. A, să trăiască și Liana și Florin. Uh. Uite deci, acum gușiu. Deci curăți de aici, de pe... E lume. un fel de borhot. Ia stai așa. <laughs> mm, gustul e identic, identic cu o pară. Da? Bine, e un pic așa mai gen Aromată? fiță. Un pic gen bășină, gen Coco Chanel. Coco Chanel sau cum mai e, mă, Prada. Cum e, mă, geanta aia de costă? Louis Vuitton? Deci este pară cu preț de bășină. Bun. Deci fructele pot să aibă, cum au ale noastre, de la 0,5 kg. A noastră, bine, are, cred că, 0,4. Bine că te-ai abținut, frate. Bravo. Dar bine, băi, de fapt, stai mă un pic. Stai că și citesc. Bă, ideea e că nu e facilă. Uite, se chinuie de câte minute? Se chinuie de vreo 4 și minute. nu rămâne minute. mai nimic. Adică... Uite, nu rămâne nimic din ea. Ce mănânci? Deci, uite, dintr-o jumate mi-a dat mie o linguriță, ia mai dăm una. Ia, mănâncă și tu, ca să le spui tu o impresie. Oh, no. Dar, A, textura ei. Uitați e... și dumneavoastră cum arată. Și Zici ce am că... citit, nu vine să mănânc. Adică... Domne, sincer, are gust un pic de Bine, n-am gustat, dar ca un cur nespălat. O, Doamne! Da, bun. Stați aici. e ca o pară ca aia bă, de șosete, poate, că ăla știi. Ca... Nu știu, mă bun. Gândesc. Eu nu recomand să mâncați așa ceva. Bine, v-am zis. Vă rog să mă iertați. Nu recomand dacă ți-l curezi tu. Dacă ți-l curăță cineva, da, cred dar cine să ți-l cureze? Da, nu Mănânci. Ia uitați, fratilor, că sâmburi are. Și că 20, 10 sâmburi. Sau 20. Da, și că are 10, 20. Și cred că a avut 30. 3. Hai că ei numără după aia. Bun, fraților. Deci, atenție. Sâmburii sunt moarte. A, ah, Bună, Florii, frumos om. Bun. Tocmai vorbeam. Florii, nu cumpărați așa ceva. ci că zice lumea că s-ar băga la congelator și are gust de înghețată. Dar bine, e logic, orice Uită. fruct îl bagi la congelator, îl lingi, îi dai limbi și are gust de înghețată. Dar nu-mi place cum răs. Bun. Și că... Da. Uite, sp oamenii spun, uite. Și că gustul este foarte plăcut. Ia uitați. Ușor stai așa că mai mă... Gata, îmi terminat o parte. Încearcă semințe. Nu, frate! Oh, nu bravo. vreau, frate. Nu, no, are ales tot răbitoare. Frate, ți le dau ție. Nu. Semințele. Da. Nu mă, îți spun eu, mărul nostru, Ionatan, la ars de soare, e de 1000 de ori mai bun ca asta. Ăsta e exact ca o geantă lui Vuton. Deci, dacă Corii are geantă lui Vuton, da, frate, să mănânce de asta. Cine are geantă Prada, lui Vuton și alte porcării, fecale de animale, corect, husler. Mâncăm fecale de animale precum la tine în familie. Foarte corect. Vedeți că a intrat un hater, dar eu îl iubesc. Nu te scot, frate, că tu ești... Oricine mă înjură pe mine, mă onorează. Deci înjurați-mă cât mai mult, că eu prim putere și mai multă. Eu sunt exact ca Alexandru Ioan Cuza. Cine vrea să-mi o pupe, eu dau pe tot. Bun. Po bune, așa da. se azi? Da, păi așa. A intrat un hater, dragilor. Vă rog să mă iertați, o să vorbesc porcesc. N-am ce face. Da, nu vorbești. Mario e bun. Deci, vedeți că în curând canalul ăsta, bine, nu ăsta, că ăsta de sport, dar celălalt canal o să fie o perioadă, o lună fierbinte. Are guci, Corica, care e Gucci. de la Lidl de ăsta să te bată cu ea cap te-a înjurat viața, da, frate. Mamă, dar ce m-a înjurat viața? Uite, mă, m-a înjurat viața și o mănânc ce n-am mâncat o neamul tău ăla de infecții, băi, huzlă. Uite, am a... tău de infecții. Puteți am mâncat pără... vreodată, mă. Uite, dacă citesc cum, cum, cum se numește asta. Cerimuia. <laughs> adică muia ești tu. Cerimuia. moia puteți să vă lăsați comentarii da. unde vreți și Băi, aici pe live. Nu, dar adevărul că nu, mă excită ăștia care vorbesc curât okay. cu puile. Okay. Dă-ne comentarii, iubirea mea, descarc te acolo, dar acum mă aici Mă okay. care vorbesc curat. Uite, Andrei e împăciuitoare. Nu, no, eu îmi doresc. Eu nu stau să curez. <laughs> Stai așa. Deci <laughs> eu... o să fie show, frate. E îmi doresc. Zilele astea, Dani și Cori, dacă vrei Caterică, okay. stați cu noi, frate. OK. Dar foarte sunt mult. 20 de sâmbări, eu mă împușc. Ia uite, Ia uite din... ce borhot e aici. că 20 de sâmburi. fie dacă e număr și să vezi și le dau eu. Bun. Recep. Bun, fraților. Hai că de acum, nu, eu... mie îmi pare bine că o să am mulți heteri. pentru că în felul ăsta o să mă învăț de Anico. Bună, minunată ființă specială. Asta uite, se acum vorbește. mâncăm ceva frumos. În comentarii poți să comentezi cum vrei. Stai, stai, arată-le lingurița, pui. A. A, nu mai. A, bă, bă da, e cu linguiță de argint. Că dacă nu era linguiță de argint, o băteam la fund. În fundul gol. O băteam la fundul gol. Să boare ăștia de recaz. Mamă, nu că vreau să vă filmez pe Andreea, dar nu, bă, da, tot vă filmez. Ea de obicei stă cam dezbrăcată, dar acum a făcut curat. Ia uita și aici în casă. Am curat în balcon și mai am, cred că, vreo patru ore de... Ia uita și aici, Selecție! Cu ce fruct se aseamănă la gust? Am spus florii, A... cu o pară leșinată, cu o pară expirată. Bine, hai să fiu un tip delicat. Nu, zice Andrei, hai că Andrei e delicat. O, Doamne, nu să gust. Ba, nu gustă. fii atent, te oblig. Puiule te oblig. Nu te oblig! Te oblig! Te oblig! O să trească Valentin vultur. O să vin și la tine la canal, frate, dar n-am apucat cam vin, vulture, să ții minte, o să fim frați pe viață. Poftim. A, să te ascuți. Păi nu, nu, tu, te rog, te implor, puile Mănâncă. pot po po asta, pe bune. mă supăr rău. Nu, fia te oblig, puile te rog, nu ne supărăm, deci mă cert, ne certăm, ne certăm, puile pentru youtuberii noștri. Poate să fie și pentru mama, nu mi importă Nu, puile, Mănâncă, frate, îi zice Eliu una, scuză mă deci nu vreau să jignesc și nici fructul să nu că e, poate, e, de la Dumnezeu, dar scuză mă nu mănânc așa ceva. Noi, Dani, acum să mă ierte fratele Valentin, noi eram vulturi. De fapt, orice om se naște cal pur sânge. Da. Mulți ajung globe. <laughs> nu e cazul nostru. Te rog eu mă eu sunt fructe. cal pur sânge încă. Pe nu, nu, dacă nu mănânci, fii atent, puile, ne certăm rău. Nici eu nu aș mânca. Uite, ai o, ai o susținătoare. Mulțumesc din suflet! De Frate, de deci? nu, te, rog, nu, că nu, vorbesc serios, de deci nu e rău. Bună, Alexandra, ești minunată, Alexandra. Bunșul, veni, asta să te rog, te rog, puiule. Dacă uh, ați trecut, uh, cum mi spune, prin piață și ați găsit pe... Când este calul cal. Calul cal e când e cal. Na, e, calul cal. Hai că o O dăm în diverse. Crescule nu așa. știu, Dani, stai. Nu, nu vreau să mă... Hai să vorbim de fructe. Ok. Nu, toată okay. lumea să o încurajeze pe Andreea. O, oh, Doamne. Deci, crezi. Mamă, dar zici că-i... Doamne, zici că-i maț de la de porc. Ok, Uite și mai vrei să mai... M -m -m Ia uitați cum arată. Zici că-i maț de porc. Uite cum arată. O, doamne, doamne. deci mi s-a întors stomacul să-mi bag picioarele. Păi Puile, te rog, un... ba da, îți garantez. <laughs> Ce să Puile, te rog eu frumos. Ce? Te rog eu frumos. No, da, te... nici când este mic, calul se numește mâns, că se face mare, este armăsar, când se îmbătrește, este globă. Da, dar contează spiritul, frate. O, doamne, uh, una e, băi, se numește așa, uite, băi, mie îmi place când vorbesc cu oameni deștepți, cum e când Dani. Te nu mai arăta pe mine. ba arăta? da, păi dacă nu mănânci, o să te arăt tot păi, timpul. am, dat, am pus limba. Nu, nu, puile, te rog, vorbesc serios, nu e rău. Deci e eu, eu lui al fructelor. Mă, Vrei să mă audă lumea cum a auzit Pule, viața lor? Mănânci Luis Vuton. -mă... Puile, mănânci Luis Vuton. Te rog mult, te rog. Uite, Silvia te încurajează să mănânci, a zis Silvia că ți-l dă pe Darco să te joci -a cu el. nu mai corect, dar pai să mă pui să mănânc. Deci Și mai nasol că mai avem. Hai puile, ce faci, bani, da, arată urât bă, să trăiești. să mă crede. Ia uite, <coughs> <laughs> Nu, te rog, nu, vorbesc serios, okay. deci ai încredere în mine. Deci ai încredere în mine, puile. nu e nicio legătură încrederea. Cu dezgustul de a, a, a Păile, ai încredere? Care nu, uite, îți spun acum scărbă. de față cu tine Ce anume? Uite, îți spun, okay. uite, sincer îți spun Are gust De pară stricată Și de măr stricat Dar e un gust De fapt care nu e stricat E consistența aia, puile Dar ea e foarte fină, puile okay. Uite, Dani și Cori, uite, uite, uite s-a schis curaj, uite, uite frate, uite arăt, Îi arăt telefonul acum Uite, vezi, curaj Andreea. Ok. Hai. Să aveți și băi curaj când aveți. Hai. Deci nu. Îmi bat picioarele. Puiile, te rog eu mult, vomiți la mine. Mănânc eu ce vomiți tu. Hai. Dă-i. Puiile. Hai mă, te rog. Puiile, te rog. Uite, aproape plânge. Uite. Băi, fiți atenți că n-a fost nimic regizat. Vorbesc serios. Păi le ce, ce da nici, că să închizi ochii și să-ți bag eu gură. Vorbesc serios, uite, închid de ochi, uite ce spune el. Da. Uite, frate. Da, și și metodă. Uite, atelierul lui Costică, Costică spune să mănânci. <gătă -i> să mănânci ei. <gătă> Hai, mă, pâine. Da. Uite, a, să vă spun o șmechire. Uitați ce consistență are de borhot. Ia uite, ia uite, zici că e creier de, de, de porc. Deci, dacă nu, dar mie îmi place, frate. Oh, doamne crede Vă deci dați seama că nu era regizat. uitați în casă la noi. A, uite fructele noastre, ia uite-le. Ai bune. O face curat, Ia face curat în balcon. Da, să mă văd deci, vedeți, vă recomand când aveți bani, luați-vă banane mici. Nu vă luați banane mari. Uite, uite cât de mic, e cât degetul meu. Deci nu vă luați banane mari. Luați-vă banane mici. Uite, și aici mai avem trei zbochine. Okay. Mingea noastră. Okay. uite, averea noastră. Uite, toată averea. Okay. Ia uite usturoi, Adidas și ia uite. A, ia, am prins-o. Ce -ai anume? Păi cum s-au uscat, mă, legumele? Păi ce vrei să le faci? A, mă, eu îți dau banii pe ele și păi, tu... Păi ce vrei să le faci? Eu așa o prind, uite, te-am prins. Deci, și ce aș fi putut să Uitați-mă, ceșele, oameni buni. Ce mamă, 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 diseară numai... Ia uite. Ia. Yeah. Ia uite cum stă varza, păi avocado. Iubică, Vedeți cum stăm noi aici? cu varza în casă, bă. Ok, dar du și pune să vadă cum am Bă, pentru asta mănânci două lingurițe, hai. Hai, frate, hai că jale. Ce nu tu, doamne? Uitați biroul meu, fraților. E aici plin de lospa. Lospa, mamă, o să revoluționăm YouTube-ul, fraților. Oh, doamne. Hai, puile, te rog, vorbesc serios. Totul mănânci, puile, ai încrederea mea. Dacă nu-ți place, înseamnă că înseamnă că mai greși, adică e relația greșită asta, dacă nu-ți place. Vorbesc o, serios. O, puile mănâncă, dar mănâncă cu sufletul curat. A, furia de ustură e corect. Puile, îți garantez, îți jur. Nu, mănâncă, gândește-te, gândește-te când ne-am întâlnit noi în prima clipă. Hai, hai mă, puile, hai că-i ținem pe oamenii ăștia, au și treabă. Ba iau, da, ca puile. Mine, ba da, nu-mi că eu stăm în fundul gol, închide și tu ar geamul ăla. Ar la. trebui hai. să înțelegi. Hai. Rețete luți, tot și l că ne-am mutat la Zoe și Andreea să trăiești. Hai, frate, hai. Nu, dar trebuie nu să te rog. Trebuie nu, nu lucru, dar vorbesc serios. Mergi pe mâna mea. Nu, eu am fost prea sincer și am influențat-o ca să vedeți cum se influențează un om. Deci, este ceva foarte fin, vorbesc serios. Este foarte fin gustul, dar oribil, adică oribil ca okay. consistență. Eu știu ce văd. Puile. nu, te rog că vreau să le explici la oameni ce cum să e. Ce să le explic? Poți să pomiți? Hai mă, frate. Nu, n-am nicio vrăjeală, Silvia. Da, bă, Eu bă. vreau, uh, no, poate... Deci Băi, tu ești de acord? Băi, tu credeai că o să ai un prieten ca mine? Băi, ia zi pe bune. Oi no. vezi, tot așa. Hai, văd că aia... Puile vă că aia, te rog, bă. Hai, puiule, mănâncă asta, kimonoia deci, aia. Deci, ca Deci, crede-mă. Puiule, te rog frumos, vorbesc serios că îi ținem pe oameni niște. ce trebuie poți, să pleci. Hai, bă, puile că îi ține pe oameni niște. Deci, poți să pleci. M-am impactat. Puiule, nu, vorbesc serios, știi că noi nu, ăsta nu-i canal de catering. știu. Ăsta nu-i canal, ăsta e canal de oameni serioși. Ok, dar nici manipulare. Păi nu, mă, puile, vorbesc serios. Închid ochii, gândește că la sunt eu. Gândește că mă mănânci pe mine. Ba da, gândește că sunt eu mic. Uite, eu când eram mic așa eram. Da, Aoleu, cam mult aia. Nu, cam jum... Ba da, cred că când era taică meu tânăr făcea ta spermă. Haide mă, puile, Gândește că sunt eu. Puile, sunt eu când eram copil. Hai. Aș vrea și eu să îți ating punctul de... Hai mă, puile, vorbesc eu că stă lumea. Nu, a ta, zi a ta. Răzvan mi-a indicat să mănânc Louis Vuitton al fructelor. Ăsta oh, e Louis Vuitton ce al fructelor. Să te păcălești în halul ăsta. Nu, frate, nu. Vorbesc eu. Hai mă repede. Uite și de Nico se a zis. Ce să mi Ea întreagă. Ce zice? Mergi pe mâna mea. Ia cu degetul așa, pun-o plină. Păi zici că este mucozitate când ești foarte <laughs> Puile, te rog eu sunt mult. Ca o, ca o eu știi ce aș face? Mucoasă. Frate, <laughs> îmi pare rău că sunt îmbrăcat foarte nasol. Foarte n îmbrăcat Louis Vuitton Hai mă puile Băi puile Te rog eu mult Nu mă condiționez Să gust cât vrei Nu Ba da Nu Fii atent Ascultă-mă ce spun Că o să ai o revelație Primul tău N-ai avut și tu odată în viață Primul tău orgasm Băi Tu ai avut ca orice femeie N-ai avut tu prima oară Primul tău orgasm Nu știi că l-ai Hai Iau Dar vreau mare puile Vorbesc serios Ok, dacă ai avea un gând de maturitate și de... Da, frate, eu am mâncat trei lingurițe Nu da, pe live. Dar eu m-aș Puile, a, a, intrat tu aici, copil, sunt șapte oameni pe live și te așteaptă, tu mă, tu puile. Să le fac, e Alberto să Costea, le fac. regele dronelor. E vulturul, Valentin. Ok, poftez la masă. <laughs> Hai, mă, puile. Nu, că mie îmi place, vorbesc serios. Ok. Nu, puile, îl pe tot puile drag. deci eu îl mănânc, eu mănânc, mănânc, mănânc după aia, eu mănânc după aia tot. Dar te rog frumos, mănâncă ca să le explici la oameni ce okay. gustare. Și o să suc și toți sâmburii vă promit. Nu ai deci de sâmbur nu mi te Ba da, îi suc pe toți. Ok, aș vrea doar să te întreb. Ai spus așa. Da. Tu ai te exprimat în felul următor. Zi. Doar să guști. Puiile, ai ai înseamnă. Nu pe bune că închid live-ul și gata. Uite, eu cite. Nu, nu mai. Dacă nu mănânci o linguriță plină. Nu, gata, eu nu mai. Nu, nu, mai insist și nu mai discut. Eu asta spun că ne-am deja ne-am certat. Dacă ce nu mănânci... Da, aia, Că vreau să gusti și tu, că tu ești o fată fină. Ok. Ești deci, o fată fină. Nu-mi place o, o persoană să amestece lucrurile, da? Bine, deci nu mă, nu-ți place? Nu-i problemă. Hai că eu mă țin de live. Nu mai, nu, mai, nu, mai, nu mai insist să mănânce. Nu, nu, că nu vreau. Ori o linguriță plină, dar dar ori deloc. Nu, nu, frate. Ori o linguriță plină, ori deloc. Nu. Ori plină, ori deloc. Deci ai atitudine de copil da. de șapte ani. Gata, dragi, gata, hai că, gata, las că vorbesc Bun, nu mai, nu mai insist, deci, gata. Deci bun, să nu cu care nu mă, o, ba, nu, mie eu... pentru eu... că îți dorești tu. Da, nu mai, deci nu mai discut. Bun, numărul 2, fraților. Încă, da? Ia. Deci, Ia. Gata. Da. deci nu mai mă pui să mănânc bohotul ăsta. <laughs> deci Cum e? Nu aș vrea să zâmbești, că pe cuvânt, deci mie Stai mă, dar ce gustare! Atât. Deci nu am mental îmi provoc scârbă fără să mai simt gustul. Trebuie să înțelegi că sunt unele lucruri care trebuie să le respecti. Nu trebuie să te condiționezi un om doar să mănânce. Dar ce gust, gust are mă zile la oameni? Deci nu, îmi vine să și vomit. Nu-mi place. Păi poți să vomiți acum. Da, scuză Deci nu-mi place. Ai că nu ți-a plăcut. Nu. Deci nu-mi place. Borșovenia asta pe un nu-mi place. Bun, dragilor. Deci ați văzut. Nu, mie îmi place, doar că nu merită. Cu poftă bună înainte. Da, mă, nu, nu, nu e bine ce faci. În viață trebuie să faci tot felul de lucruri. Da, dar le faci atât timp cât ești liber. Eu știu că nu e bine ce fac, dar... Nu este ok. Dar eu, mă, ești de acord da, că nu este okay. noi de doi, doi suntem împreună din cauza mea? Păi da, dar nu, 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 nu pot să condiționez un om să... Nu ne certăm, mă, frate, stai liniștit. Nu, doar... doar nu doar ne certăm. Eu doar îl fac să înțeleagă că... Nu ne certăm, stai niștit. Când Că n-avem oricum decât o cameră, deci oricum dormim împreună. Că n-avem decât un pat, uite ăsta e. Doar să fac, să deci n-avem decât lucru. o cameră, asta e toată camera, știi? Care? Așa că n-are un să fugă nici o nici eu. Uite, îți mulțumesc pentru uh, faptul că mă asculti ceea ce am de spus. Păi nu, că adică ai, nu ai o tentă delar. negativă. Pline. Nu am tentă negativă. Doar Gata, mă, să pule, hai pule, hai să vorbim de ce avem noi de vorbit. Bun, deci dragilor, hai să vă spun acum despre asta. Deci, pulpa unui are așa, este da, dulce. păi ați văzut-o deja. Este dulce, dar nu-mi place textura lui, e prea flashcrate. Ia pupați-vă, wow. nu stai liniștit, că nu e, -am. am mâncat, nu mai zic nimic, dar e, știi care, ea e exact ca ăștia care se vaccinează. Uh, gen, lasă bă, că o fi sănătos, știi, adică nu e nu are încredere în mine, știi? Nu are nicio legătură, deci nu trebuie să amesteci. Puiule, eu vă spun cu și ceea vă... Ce îmi spui hai tu că mie. ne certăm mai rea. Nu, nu gata, vreau doar, doar, să taci, dacă nu, te eu speri. Doar doar Poți să-mi ții și eu live-ul acum? Sigur. Bine. Deci doar vreau să taci. Bun, fraților, hai să vă mai explic eu dată. Nu, mă, nu, nu. Dani, stai, mă, liniști, mă. Fraților, noi așa suntem naturali, frate. Eu nu o să mă schimb niciodată. Pentru că ăsta e șarmul meu și eu, dacă vă spun cum am cunoscut pe ea, ce să, o să vă spunem o dată. Da, mă, stai liniște, uite o pup acum, Uite. Nu, eu doar vreau să-l fac. Să nu, că nu o pup, nu o pup, nu pup. o pup. Nu mă pup? Hai, mă, las, că o să te pup A, eu. ține supărarea. Oricum -avem, nu avem o să fugim de Deci. Bun. Deci. Băi, puile, deci. ai să mă las să-mi țin live-ul? Tu nu apreciezi faptul că am gustat? Nu. Că n-ai gustat cu dragoste. Bă Doamne. Bun. Pentru că tu n-ai încredere în mine. Dar, -ai dar nu, nu mai nicio contează. Că încredere Stați fra hai mă puile, ținem live-ul ținem pe oameni ăștia și alți oameni, că nu se uite numai ei. Acum șapte oameni, dar clipul ăsta va fi, va fi văzut de miliarde de oameni. Okay. Bun. Deci, dragilor, spune așa. Da, exact cum v-am spus și acum vreo Cât e 23 de minute? Acum 20 de minute. unici că o bagă în congelator și are gust de înghețat. Bun. Mamă, ce burhot. Stați așa. Băi, gustul e corect. Deci, uite, recunosc, uite, exact cum scrie aici. Deci, gustul este foarte plăcut. Băi, e plăcut, ți-am zis. Brau, dar e, 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 exact ca o geantă lui Vuitton. Pe cât de mișto, pe atât de... Care nu-i bună de nimic. Părerea mea, nu știu, asta e părerea mea. O geantă lui Vuitton... Are gustul ca de banană foarte, foarte coaptă. Bine, geantă lui Vuitton e bună dacă ești câștigi din imagine, din, nu știu, din vrăjeală, cum ar veni. Eu nu cred că, uite, șoșoacă și-ar cumpăra o geantă lui Vuitton. Și șoșoacă pentru mine e o femeie exemplară. Și chiar și Andreea. Deci, pentru mine, toți dragoste. Da, mă, stai mă las-o pe Andreea. Și așa am fost supărat trei zile. Acum, acum de-abia ne împăcasem. Bun, Valentina, bună. Stai așa. Bun, fraților. Deci, uh, cam, cam, gen, sunt supărat, da. bun. Hai să vă spun acum, e un fruct, uitați, vedeți? Este un fruct foarte sănătos, oameni frumoși. Uitați că spune clar. Da, mă, rușinică, că știu, oricum mă înjură jumătate de planetă, nu mai contează că mă mai înjur și tu. Dar abia mă obișnuiesc. Uh. bun. Deci tot timpul, uite cum e șoșoc. Eu sunt șoșoc. Eu sunt și -o șoc. Cum e înjurată, dar pe mine cineva mă iubește. Asta e ideea. Da. Ia să care... Ai mă, stai mă liniștit, mă, că nu e problemă. Nu mă știu că nu mă înjuri. Doar că ai zis că tu nu vezi, băi, băi, fraților, o să avem o serie de video foarte importante. Să țineți minte. Orice lucru care voi, băi, frate, ăsta e chiar un video care vreau să-l fac, dar pentru voi, uite, îl fac acum pe scurt se numește așa. Da, mă, ne înțelegem, stați voi calmi. atitudinea celuilalt determină atitudinea interlocutorului. Adică, de exemplu, dacă i-ați văzut, se plânge și uh, guiță, efectiv. Că ăsta e cuvântul. Doamne, am spus din tot sufletul că mi este scârbă să gust. Da, ți este stârbă din cauza că eu am făcut o descriere, se numește plastică. Nesănătoasă. Nu, o descriere plastică. Dată eu ți zis că e lui Vuitton al, plant, al plantelor, al fructelor. și vă spun pe bune. Dă-mă mie că mănânc tot aia. Stai că mănânc acum, fraților. Uite, și ca să vedeți de față cum voi uite. O și pupe, Andreea. Uite. cu ochelari, eu sunt ochelarist. O și pupe, Andreea. Să mai bine filmează mă puile așa da. un pic să nu se vadă prea mult. Uitați oameni buni, eu mă, nu, tot, eu nu mi place mie cu jumătăți, mă. mie mi-o pui păi, plină. Iau, uite, mă. Te... uite ce-ți face, bagă-ți degetul, ah, bă. Spartito. Bagă spartito degetul, așa? mă. Uitați, mă, frate, uite. Mm. 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 Nu vă cu gura, că o sună urât. <laughs> Hai, încarcă linguriza. <laughs> nu, frate, exact, lui Vuitton. Deci are un gust. Este... Măi, are un gust fin. dar dar mie nu-mi plac chestiile moi. În primul rând. Hai. Te rog, mă să buton. Hai, bagă, bagă. Ai spus că te gândești la buton. Nu-ți plac chestiile moi. Nu mă, Luiz, buton. Nu-ți plac chestiile Băi, nu-mi plac, dar hai să spun o chestie. Ia. Asta se numește fiță. Ai terminat unul. Și o să suc și toate alea, să țin. Deci... Asta se numește fruct fiță. Oh, da. Dar eu nu sunt cu fițe. Sunt șoșo, ca să eu sunt și o șoacă, să țineți bine. Răzvan, ce ai sub nas? Am, n-am nimic, frate. E mustața, frate. Uite. E mustața. N-am nimic -am ce să am sub nasa. Am... O avea un floc, ceva. <laughs> Dar Andreea n-are. <laughs> Stai așa. N-are cum mă, am făcut baie, bă, frate. Crei că e cel mai nebun video. Chiar că Iar arată puțin fața. Uite, frate. Uite. A frața me. Uite, frate. Am bine, am jec de la dinți. Dar am, am, făcut baie, frate. Uite, curat, Am păr ud. Uite. Păr Uite, îl vezi? Cred că se vede. Sunt curat, crede-mă, dar n-am putut să mă bărbieresc că nu e apă, ți-am Te-ai spălat la? M-am spălat la la pirasiu, la closet. La ibric. Stați, fraților. La ibric. Deci ca pe timpul Ceaușescu. Bun, frate, stai să-mi termin, bă. bă. eu am un live aici, te rog frumos. Da. Nu mă disturbați că am un live. Mm. Deci ceri muia asta, ceri muia asta, conține, băi frate, da bă, nu da bă. ceri muia asta, conține o ca date oare de zahăr, dar bine, atenție, e zahăr de la bun, sănătos, deci nu, vă, nu are treabă cu zahărul, da. e zahăr natural, deci nu are treabă. 20. și carbohidrați, astfel încât diabetici ar trebui să vă da. Deci de e bun la diabetici, auziți. Deci nu are contraindicații grave, ci doar intoleranță individuală. Exact ca mucii, vorba lui Andreea. Eu uite că am mai făcut o linguriță de muci. De deci... Ați văzut? Dacă o las... Pupicu. Las că nu o pup. Nu o pup. Acum așa și așa. Nu, nu știu dacă ne-am pupat ultimele trei zile cred că ne-am pupă. Ia mă pupă, eu nu o pup. Eu nu o pup. Că n-a fost cu minte. Bun, stați aici, Deci, băi, eu vă citesc tot. Când termin, opresc. Dacă mă întrebați ceva de YouTube, de șmecherii, de gagici, de bărbați, întrebați-mă. Deci natura neobișnuit. Mamă, deci... Ia mă, da. Nu merită. Și ca atenție, uite azi, frate, foarte important. păi dar nu că-l curăță. E culme, cool, am dat banii pe el și ea nu nici măcar să-l curăț. Ce anume? Ia băi, fraților, eu vă anunț, ea nu muncește absolut nimic. Doar, 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 ține familia, atâta. Ea nu face absolut nimic. Îmi păi, <laughs> face cine, vine de cine asta facă treaba? Și eu nu știu. <laughs> Ea nu face absolut nimic decât, no. decât are grijă de mine și de camera asta, că avem o O, Doamne, deci cum arată camera astăzi? E haos. Deci, la dar lasă, mă, bă, Danic, mă o să vezi. Uno. Să vezi ce șmecheri o să fim noi în 2 ani. O să fim bășina bășinilor. O să fim, nu știu dacă mai șmecher ca ăla, ca Dorian Popa, dar pe acolo. Da, poate, poate Bun, să, mai să treci, bă, Valentine. Bun. Hai, fraților, acum să ne ținem de ale noastre. O să Ai fiu ca Dorian așa. Popa, măi, eu. Ai spus mare atenție. Ce? Stai că s-a dus dreacul ăsta. Am apăsat pe ceva s-a dus dreacul te Stai că ți-l găsesc eu. Stai, mă. Da, înapoi. Da. Și încă o dată. Gata, gata. Da, are grijă de mine. Păi dacă atât are de făcut, ce vrea să facă Silvia? Mm, nu <laughs> no, este foarte rățăgos, nu știu ce are. Păi mă lupt acum, o să mă lupt. Dani și Cori, îți garantez, eu o să mă lupt cu 5 milioane de oameni. Da? Da. O să mă lupt cu toți. Cu... Am list aici, uite, vă arăt, stați aici. Deci la toți ăștia le fac video. Uite aici. Uite, îl vezi? Deci, Felipe, Andra Bogan, Ilies Vlog, The Link, Cristi Munteanu, Antonio Pican, Moio, Jador, Liviu Vârciu. Asta să știți, în câteva zile apar toate la mine pe canal. Că de-aia n-am avut timp să mă Păi ăștia au avut noroc, i-am tăiat ăștia. Colo, Vlad Alexandrescu, Ane Marie Chelaru, Sucre, Cristina Almășan, Simion Tomiță, Montana, îl cunoașteți pe Montana, Orange Blue, Marian Iacob, Pomelnicu, exact, H, Mihai Alexandru H, Michi h Alex Velea, Alex Alvarez, Valentin Lungu, Răzvan Gogan, Bogdan IBM, profesor expert, Roman Paul Gabriel și Bun, restul nu vă mai dau că sunt niște secrete pe hârtie. Asta, atenție, hârtie reciclată, da? Ei, noi, uite, eu cred că o am de 10 ani hârtie asta. Deci, săptămâna asta rupem YouTube, oameni buni. Să treci Alberto. Deci fiți atenți. Oricum, o să mă iubiți sau nu o să mă iubiți, e treaba voastră. Ideea e că... Ideea e că... O să am un punct de vedere în YouTube-ul ăsta. Deci, vă garantez asta. Bun. Stai așa. Stai bă, că noi vorbeam de fructul ăsta. Am și uitat de ce Hai aveam live Mai atenție. Da, okay. mare atenție. Oricum eu vă iubesc. Deci puteți să mă și înjurați, eu tot vă iubesc. Eu iubesc pe toți, orice om din lumea asta. Vorbesc serios. Hârtia se reciclează prin ardere. Da, corect. Uite, mai spun o chestie. Nu știu, poate eu sunt prost, Tezeu. Tezeu. Poate eu sunt prost. Hârtia, eu știu că face bine și dacă o lași așa în natură se descompune frumos cu celuloza, cu alea, nu știu. S-ar să ai dreptate, Tezeu, dar nu știu, părerea mea că arsul nu e bun. Că consumă oxigen. Eu nu, nu recomand arsul. Eu așa zic. Dar poate Dani, uite, Dani și Cori, care e agricultor, da, cenușa, da, nu știu. Să treci frate Andrei. Bun. Stai așa, fratezilor. Deci, ce mai zice aici? Stați un pic să termin eu cu ce e scris. Apoi eu cu pixul, cu ce pixi să o scriu, mă, bătrâne. Stai așa. Oh, Hai să termin live oameni buni. Cu cimuia asta, sau să numesc astea. Băi, s-a Ce Cenușă. Da, se poate, frate, bravo. Îmi place. Bravo, cenușa schimbă pe H. Da, dar una e o cenușă de sobă. Sau o cenușă, poate, de gunoi. Bă, tu ai dreptate oricum, Tezeu. Nu, nu, nu te contrazic. Păi oricum, hârtia nu face rol la nimeni, asta e clar. Băi, acum se mănâncă? Ce mai să... Dar nu știu, a dispărut alea beneficiile. Ba, picioare. Da, bă, fraților, ideea e că nu merită asta fructul ăsta. Decât dacă îl primiți degeaba sau vi-l curăță vreo gagică frumoasă. Uite cum e Andreea. Nu merită să mâncați porcărie de asta. Asta e ideea. Vă iubesc. Deci are maxim. 64 de sâmburi jumătate de fruct. Aba, nu mă, stai mă. Acum știu, mă, de-aia mai scos ea magiun de ăsta. mai curățat o bucată de asta. Deci, am făcut un, dintr-un fruct de asta deci ies vreo 10 lingurițe de magiun. Ok, deci ei au spus că au maxim 20 de sâmburi. Și au 64. Păi da, pentru că păi ăștia plătești tu... plătești cu bani, puile sâmburii. O, Doamne. De ce sunt mincinoși? dacă vrei să omori pe unul, îi usuci și zici că-i fasole și îi bagi în fasole. Doamne ferește ce idee. Deci le arunc la gunoi nici măcar pești, la pești nu le dau. Ba da. Nu mă. le arunc în vece, te rog. Deci nu vreau să o pot nici. puile. Nu mi păi astea, ba, da, mă, astea germinează, mă, puile. Poți să germineze, tot, e, din, 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 ele se fac o trăvuri de gândaci. Poate moare om, 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 omnicronul ăla. nu, deci te rog mult de tot, astea la gunoile arunc. Moare omnicronul, no, bă. Deci nu vreau să umor pe nici o pe nicio pasăre, Nici o rață, niciun pește, nimic. Da. Puile. Deci nu, e o travită. E ca și cum ai luat soluțiile de curățat și le -ai... Puile. Tu te câte de-astea se vând. Îți spun eu câți oameni au mestecat sâmburiște. Deci că sunt foarte tari. Uite, bă, eu iau unul în gură. Deci, nu. No. Peste gata la meu. Tu nu mănânci așa ceva. <laughs> Bun, fraților, hai că nu vă mai țin. No. Dacă n-aveți nimic să ne întrebați, deci închid live-ul. <laughs> Silvia, băi, vreau să vă anunț atâta. Vreau să fac o dedicație acum. Ia. Yeah. Uite, o dedicație și ea e martorul meu. Băi, ia zi-mă, iubesc eu pe toți. Da. Zi-mă, puile. Eu n să iubesc toți. Și zic că, zi că, zi că, zi că nu râd, ci râd singur. Da. Zi-mă, râd singur? Deci zâmbește. Eu cred că m-am demoralizat și cred că mi a stricat toată bună dispoziția. Băi, în primul rând vreau să, vă, vreau să vă anunț că o să am multe pentru voi. Vorbesc serios. și frate cu Trump. Da. E. Hai mă, moșile, Dani. Băi, băi Dani, mă, o să fac un video, mă, mâncavă și trăi var familia voastră. Răzvan, nu rămâne dator, ai promis un pupic. Da, mă, las că îi dau eu, nu acum. Că eu nu-i dau așa unul de dragul tău, îi dau eu... Îi dau un pupic jos, era să zic eu. Da, mă, îi dau eu pupic pe mine, sigur mă faci să răbine bine, bă, să-ți dea Dumnezeu să Băi, fraților, iată eu vă spun, dă-mă muci ea să-i mănânc. Hai, uite-o și pup când dă mu muci. Stai așa. Dar nu pup jos acum. Stai așa. Uite acum. Da, uite-te și pup. Dă-mă da mai întâi pup. Nici nu vrea să o pup. O zgâri, băi. A, a zis că îi place cu mustață. Când sunt jos. Oh, doamne. Poftă bună! Băi frate, gura asta face 2 lei Așa că trebuie să o... Nu, e bună zeama asta împuțită E bună, -am zis, e bună ca pentru șoșoacă <gântu -i bine> Nu mă, stai, nu, nu Stai că fac eu o șmecherie acum Puile ca să ne vadă oamenii ăștia pe amândoi Stai dacă pot să întorc camera Hai mă că <gântu -i bine> Hai, fraților, că gata. Păi asta e pijama mea, deci asta e pijama mea. Are vreo 10-15 ani. Fraților? Da. Mamă, ce barbă am, frate. Fraților, să îi place lui Andreea jos acolo. Ai avut Salut de cazop. Bă, fraților, hai să vă spun șmecheria. Și asta trebuie să o țin gură, gelatina asta. Să vorbe, mă, nu e. Să mai Băi, vă, vă, garantez că e bună, frate. Da. Dar e bună, dar nu-i felul meu. A, nu e besti, nu, uh, nu, Exact, e nu ca și cum zau. lui șoșoacă... Da, de ce trebuie să dai în ea? Ba da, eu. păi nu dau un șoșoac. Ah, ok. Șoșoacă nu e gen lui Vuitton. Sau chiar unul... Hai să dau alt exemplu, bă, șoșoacă, stai. Oricum, eu pe șoșoacă o iubesc, uite, de clar. Eu pe șoșoacă o iubesc. Stai așa să fiu mai serios. Eu nu mă mai, mai mișto. Uite aici, am la noi, la... Stai așa. Uite aici, am lângă bani. Uite, stai e panoul nostru de vise, mă. Deci, eu... Uite aici. Eu pe șoșoacă o iubesc. Stai să mă la cameră. Uite aici camera. Uite aici. Eu pe șoșoacă o iubesc. Eu pe șoșoacă o iubesc, frate. Pentru că e singurul senator care luptă pentru țară. Pune mâna pe ei. Uite, mă, pun mâna. Băi, pijama mi să n-ai și găuri. Uite, are o gaură aici. Uite. Are găuri. Fra... Ia uite-o. Are... Ia uite, frate, are găuri. De fapt, eu sunt Dani acum. Băi, Dani, băi, eu, mie nu-mi place să arunc lucruri. Eu le port până se deșiră. Și nu vreau să le cos. Da. Nu, nu o las nici să le coasă, că eu vreau să aibă grijă de mine. Deci, băi, fraților, vă fac dedicație și vă spun așa. Acum deci, și... da, vreau să zic chiar de șușoac. Băi, fructul ăsta, mă, fraților, mm. Este ca ceva inutil. De fapt, hai să vă dau alt exemplu. Băi, nu, fructul ăsta e foarte foarte util, puile. Băi, aici e o treabă, deja într-un în filozofie, dar vă pot explica. Nu am nicio jenă. Nici eu n-am jenă. Știi ce moi sunt astea găurite? <laughs> <laughs> tu când erai, erai tu tânăr. Da, băi, minim, pijamoa asta minim, minim 15 ani. Eu cred că are 20 de ani. Am și o pijama care era lui Mi-a dat-o gratis. Vezi că intră o micoiu prin găuri. Păi nu că n-are partea de jos. Băi, fraților, stai să vă zic o șmecherie okay. acum. Astăzi a fost... Șmecheria e așa. Deci sunt lucruri utile. Nu, asta vreau să vă spun. Acum era chintesența. Dacă ești un om, un băiat de bani gata, stai să mă uit în, aici în cameră, să mă obișnuiesc. Da. Stai să-mi scoți și ochelarii, să par mai, mai tână și mai... Și cu ochelarii ăștia bătrânii. E bune? Da, eu nu port ochelari A, când filmezi, știi, că să -și zic și eu că mai, mai și Bine, eu văd, uite, eu vă văd, uite, văd aici, uite, văd aici, văd aici, văd colțul ăsta. Deci eu văd așa un pic în ceață. <laughs> Fraților, deci dacă ești un băiat de bani, gata. sau cum e, uite, R Răzvan Botezat, e cel mai bun exemplu. A avut femei foarte multe și acum e cu bărbații. Nu, e, băi, nu e ceva rău. Eu, de exemplu, n-am mâncat atât de multe fructe încât să mănânc borhod ăsta. Ăsta mănânci când e sătul de fructe. Deci când te-ai săturat de fructe, deci ești, cum ar veni, te duci pe invers, mănânci borhod ăsta, știi? Da, <laughs> nu, poți, frate, știi că Ăsta e un burhod. Ăsta e bun așa. Când mai fumezi un verde... Când ești eu nu bad. fumez. Când ești bad. Eu nu fumez, că verdele mă dă în fund imediat pe mine. Uh, când, când, ești beat. Că nu, nu știi ce mănânci. Băi, când, când, ai bani, când ai un milion de euro de la tactul și îți dăm fiecare zi. Mănânci burhod ăsta. Și dacă ești poancă, eu vă stai că uite, acum pun ochelarii să văd ce scrieți. Mm. Și că răzvan să nu zici că te împrietești cu botezatul acum. Dacă vrei, mă împrietenesc. Nu l-am încă pe cosor, cum să spune, dar intră și el, stai liniștit. Bun, hai că vă pup, frate. Ești ecologist convins. Corect, frate. Chiar sunt ecologist convins. Da. Bă, a, Delia și Alex. Vă pup, frații mei negri. pup pe frații mei negri. De băi, Delia, băi, eu ata, vă iubesc pe toți și vă promit la toți vă promit să uite, să vă uit în cameră. Vă promit solemn că o să fie bine. O să fie bine, bine de tot. La nivel de cap. Deci o să fie bine. Totul o să fie bine. Da, mai dăm o linguiță de căcadă. Da? De borhod ăsta. Da? Doamne. Uite, mă, fraților. Uite, și pupe, Andreea, înainte ca să prind curaj. Nu, ca să știți, sincer, ăsta e ca și cum bagi botul jos. Deci, e... Ia uite, că zici că-ți buci. Ia uite. Ia, auleu, stai. doamne. Auleu. Eu zic, zi, tu ceva că vreau să simt, stai așa. Zici și tu ceva. Să zic? mai <laughs> pot să mai spun ceva? zi ceva ce ai auzit azi pe YouTube. Ce-am auzit pe YouTube astăzi? Curge bucu, exact, bravo. <laughs> bagă mai bază niște muși de ea. Doamne. Bagă niște muși de ea. Oh, doamne, deci cred. Nu, sunt foarte bun, dar eu o să... Fii atent, după ce mi-ai dai în gură, trebuie să vorbești tu. Vorbesc serios, trebuie să-i simți. Știi că, uite, Silvia... Silvia încearcă ea. Băi, Silvia, e ca atunci când Sigur, fiecare femeie cred că a prins un bărbat care a băgat botul la ea. Sper că v-a plăcut. Dacă nu v-a plăcut, înseamnă că nu vă placă nici asta. Dacă v-a plăcut să vă bagi un bărbat botul, e exact ca aia. Dar trebuie să o simți așa, să o țin în gură, știi? Ia de mi mă pui. Oh, -o Ia uitați, fraților. Ai mă, iubi. Ia uitați. <laughs> da. Acum trebuie să vorbești tu cu Da? Nu, mi-a... Stai așa. Da, mă chefe. Băi, mă închefe. Băi, bine că ai venit. Mă chefe să străiască familia ta. Îți spun ceva ție în preludiu. Te rog și-o frumos. Eu, băi, nu știu de ce. Te iubesc mult, frate. Băi, mă închefe. Vreau să te rog ceva. Vreau, dar aș vrea în aer liber. Chiar dacă plouă și asta. Faci pentru mine, pentru fratele tău, Andreea și Răzvan. Ce Uite, stai că pe tu schimb camera. Mă. Băi, mă chefe, știi cine i mă chefe, mă? Mm. Băi, mă chefe, îmi dă o energie foarte puternică. Ai tipul ăla care cântă? Păi nu, nu cântă, băi. tipul ăla care, mă scuz de expresie, urlă. Urlă cu ăla, cu <laughs> ăla din, de pe 1 decembrie. Uh -huh. Nu, mă, ăla de ți l-am arătat uh -huh. eu, mă. Hai că ți-a plăcut și ție. Băi, mi-am uitat la tot la 4 minute 44, ții minte și acum. M-am uitat la tot. Băi, ce te rog? Și vă rog pe toți, oameni buni, oricum o să vă iubesc. Zis, chiar dacă faceți și vă spun eu, chiar dacă nu faceți, eu tot vă iubesc. Dar pe mă chefel rog în mod special. Uite, și aș vrea și pe Delia, uh, Delia și Alex. A, sau... ah, ba da, Delia, ba nu. Să bun și ei. Nu, dar eu mă gândeam la fratele meu, Dani, dar tot vezi? Vezi, spune Dani, Delia. Știi? Și am zis, mi-a fugit ochii că bătrân. Vă rog și eu mult, mult de tot pe oricare dintre voi, când mai faceți un video, oricând vreți voi în video, când vreți voi, vreau să-mi faceți și mie următoarea dedicație. Dar în natură, nu vreau în cameră cu țigarea, nu. Aș vrea în natură, lângă un cop, să se vadă, bă, cum filmăm noi, să se vadă, nu știu, viața în spate. Știi, să nu fie într-o mașină, mă chefe, cum ai făcut tu. Bine, mi-ai zis că ploua, că era urât, mă chefe. Vreau să-mi faceți următoarea dedicație, că vreau să o bag în videole mele. Îți garantez că o bag în videole mele și vă fac și reclamă, înserez eu canalul vostru, aveți încrederea mea. Ați văzut că l-am băgat și s-a uitat. L-am băgat pe Bogdan Șoferu, l-am băgat pe Gabriel Barna, ăla șmecherul, prieten cu MEPS SEO România. Băi, cine s-a uitat la videouri? Da, cred că mulți nu v-ați uitat, dar nu contează la videourile noastre. Nu mă supăr, că nici eu câteodată nu mă uit. Câteodată, dar mă uit câteodată. La mă m-am uitat la tot. Și la mulți mă uit. Am început să mă uit și la Silvia, că altfel mă, mă trage de uric Silvia, știi? La Silvia mă uit, la cățelul ei. A, ah, stai, mă uit. Zi, zi, poate voi și eu că trage vreo bășină, știi? Băi, fraților, glumesc. Băi, stai, stai un pic, man, că nu știi. Acum urmează provocarea pentru toți. Vă rog frumos, în aer liber, să-mi faceți următoarea dedicație. Bine, cu cuvintele voastre, dar asta să fie. Și vreau să fie din tot sufletul vostru. De genul. Băi, să spuneți neapărat, Andreea și Răzvan aduc știi garantat canalul. Canalul Andreea și Răzvan câștig garantat și să spuneți ceva de la voi din suflet. Îmi aduce o stare de, nu știu, de ce vreți voi, de diarie, de ce o fi, știi? Dar ceva sincer, bine și frumos, că nu merge să pun diarie, știi? De exemplu, mă chefe, aș vrea să spun așa, uite, vorbesc serios, pentru canalul Andreea și Răzvana, tu câștig garantat să spui așa Mu, chefe, mu, chefe, mu, chefe Dacă că era să scui pe de Așa vreau, frate, cum faci tu Deci așa vreau Deci vorbesc serios Și pentru, uite tu, Silvia, dacă vrei să-mi faci o surpriză Pui așa Pui cățelul, știi, când știi tu Nu știu că râde sau se uită la Zice așa Eu, Darco, nu pot să vorbesc dar vorbește vocea, zici tu, nu știu, vocea interioară a lui sau cine pana mea vorbește, asta gândiți voi, că voi fiecare aveți creierul vostru. Băi, ideea e să spuneți ceva de canalul Andreea și Răzvan aduc și garantat, dar ceva din sufletul vostru, dar bine ar fi să fie ceva frumos, pentru că eu vreau să vă bag pe toți în înregistrări, ai cuvântul meu. Și vă bag cum l-am băgat pe Bogdan Șoferul. Pe Bogdan Șoferul l-am băgat în minim trei înregistrări. Și vreau și pe Delia și Alex. Cine vrea? Oricine. Porumbel, Valentin. Băi, dar să nu fie mișto căreală. că adică vreau gen... Băi, ideea e să spuneți așa. De fapt, să spuneți ce vreți voi, frate, dar să spună clar. Canalul Andreea și Răzvan te ajută... Uh, nu. Uh, ca... Andreea și Răzvan... Ba, am uitat și cum se miște canalul stai Băi... <laughs> Andreea și Răzvan îți aduc câștig garantat. Mă, să spune și ceva cu treaba asta. Și bineînțeles, cine, cui îi face plăcere, să spună și la canalul Celan. Andreea și Răzvan te ajută în sport și slăbit? M-a ajutat să beau apă înainte de masă. Sau nu știu, un căcat, orice. Dar bine, un căcat frumos și adevărat. Eu. Știți? Băi, și eu, eu, vă promit... De fapt, eu, eu o să fac tot ce vreți voi în principiu, eu. Dar, a, și Costică, Costică, stai și șmeche, Costică, îmi place de tine Costică. Și aș mai vrea să îmi facă treaba asta made by Constantin. E un tip de nota 10. Stai mă să mă uit în camera aici. Mă. Da? Da. Băi, frate, deci vreau să facem caterincă mare pe YouTube, frate. Uh, și așa se face Caterinca. Cum o să... Eu sunt regele caterincii. <laughs> și o să vedeți. Uh, o să mă vedeți în timp, că încă nu m-am. Încă eu știi ce Mm. Știți că vorbeam mai devreme, de... mai dăm o linguriță de cacadă. <laughs> <laughs> okay. Stai să mai meacă. Ești tare. Sunt tare la Networking, frate, sunt tare pentru că eu fac din inimă, mă. Eu nu fac nimic vrăjeală sau să câștig bani. Obțim. Eu, dacă făceam vrăjeală, mă închiriam și un apartament de la Capros și mă dădeam că șmecher. Sunt șmecher, sunt foarte șmecher și o să vedeți cine sunt eu. Dar momentan sunt un... Nu, sunt... vă spun acum ce. Știți că i-am zis lui, Andreea că ăstea sunt ca niște spermatozoizi. Băi, i-am zis, da? Și așa e. De fapt, nu i-am zis. Așa. Eu sunt acum un... Bun apetit! Bine, și pui camera că tot e Caterica. Eu sunt un... La nivel de YouTube... Eu sunt un spermatozoid care s-a, cred că s-a ovulat, se spune, s-a, da, s-a prins acolo în ovul. Deci eu sunt un spermatozoid care acum crește. Oh, Și acum mi am iau încă o gură, da? ca să țineți bine. Deci acum mai iau o gură, fraților, de fructul de lui Vuitton al fructelor. Uh, de ce? Pentru că, în primul rând, se oxidează, da. e fertilizat. Nu Cred că e fertilizat, fratele meu, Andrei. Stai așa. Da. da mă, regula Bun Nu, știi care e mm. Dacă tu nu vorbești... Vrei păi să-l deguști. Da, mă, vreau să-l degust, vorbesc Cât uh îi -huh. mai vorbesc, eu mai fă și lăturile astea două. <laughs> Oricum te să le uh. Nu, dar îmi plac, ți zis. E exact. Dar cum să spun eu, mă? Hai să-l iau pe, pe ăsta, pe Valentin. Valentin nu te superi. Voi mai fi pe live, nu-i mai fi. Chiar eu nu. spun. E ca și cum i-aș da eu lui Valentin. O geantă lui Vuton pentru gagică sa. Ce dracu face cu ea, mă, măcară? Cruce de lemn sau cruce de lemn. Fiecare are cu ce îi place, dar. Ce dracu să facă gagica lui Valentin cu o geantă lui Vuton? Da, Bă, culmea că am aici. Ai mai mult geanta aia lui Izvoto? Da. Ia adu mă, să o vadă lumea. Băi, am geanta lui Vuitton, dar stau cu chirie. Hai, pui, le adu geanta dacă e. Bune. Băi, și o vând. Fiți atenți cu o vând. Pui, le adu mă gențile noastre. Zestrea. No. Bă, adu mă, băi, băi, pui, le. E bine? Dați departe. Zi-mă unde sunt. Zi-mă, frate, unde sunt. Nu, că nu-i Caterina. sunt de Gențile? Zi mă, Zi mă unde Gencuțele? sunt. Da. da. de ce vrei să iau un gentuțele? să vadă lumea aici? că nu sunt săraci. <gânt> hai, pe bune. Că păi de-aia mâncăm, astea mâncăm de... fructe de-astea bășină. Dacă suntem săraci sau bogați, trebuie să fim oameni și cu suflet. Bă, puile, hai pe bune. Cum da? Vreau geanta lui Zbutou. Dacă mâncăm lui Zbutou, vreau geanta lui... Hai, bă, puile, vorbesc serios. Te pe tine. Haide, bagă repede că eu trebuie să mai țin aici cu o vorbire. Fraților, deci mecheria care e? Eu sunt... Băi, cum se spune? Că tu ești deșteaptă, Silvia, sigur. Cum e, mă? M-am ovulat? Sau cum se spune? M-am înțărcat. Deci eu acum, până acum am fost ca orice lucru. Știți că, uite, cine are copii, da? Le-am vândut deja. Nu, nu, eu le am, frate. Um, am, am geantă lui Vuton, am geantă Gucci, cred. Am geantă, frate. Ea, păi cine stă? Dacă vorbesc cu voi, de o să știu că a venit apă Frate, uite, vă duci la mine în veceu. Stai așa. A, Stai așa. Mamașe, și ce-am făcut baie, frate. Uite, se vede, da? Uite, frate. Uite, vezi? A pus pe jos. Băi, eu așa îmi place, ca să știți. Eu am multe paste de dinți. Eu așa sunt. Eu am multe fixuri. Uite, frate, e baia mea. Uite-o, frate. Deci... Uite, de nimic. Uite, eu sunt în Da. Deci, Uite, frate, uite, asta e apă rece, uite, curge. Apă caldă, mă scuzi, pula, nu curge. Uite, apă caldă, da? Uite-o, frate, uite-o, vezi? Apă rece, Este. Eu nu o să vă mint, mă, că n-am nici să vă mint. Uite, apă caldă nu e, da? Uite, la duș, da? Uite, apă rece este, uite aici, apă caldă, pula lui. Ca să știți, fraților, Uite, și asta e... Am crezut că se încălzește apa. Și am pus apa aici. Ia să cine mai e mai aici? Informații gratis? Ah, da. Dai că tocmai te frecai acolo și te-am filmat. Unde? Okay. Te, uite, te... Păi pantaloni. Te frecai la pantaloni. Stai, stai. <laughs> Faci un duș rece. Nu mai fac, frate, că la vârsta mea nu fac duș rece. Ai de mine, deci nu mai la București să stai. Frate, eu nu vă min să -ți țineți minte că adică vă mint, dar țin. Eu nu vă mint, că eu după aia mă încurc în minciun. Eu nu o să vă mint, că n-am de ce să vă mint. Și pe nimeni nu o să mint, că obosesc. Eu când mint, obosesc. Să țineți minte. Și vă recomand și vouă să faceți la fel. Nu mințiți, că o să obosiți. Nu, minciunile nu te Unde te-ai Ia uite-o, sufletul. Ia uite unde ține Louis vuitton Ia uite -o. Ce ține acolo Louis vuitton A, de unde căcat? A venit și aia. Ia uitați, fraților, o muscă. Ce dea cu aia, mă, bă, cazici? Ia uitați ce frumos ce mă iubește Andreea. Ia uitați ce e aici. Da. Uitați, mă, fraților, să vedeți. Dacă tot v-am dat din casă, asta e. La mulți ani și iubirea mea. Ia uite ce frumos să spune. Astăzi împlinim doi. Asta era cum doi ani. Anișor de relația mea. Ia. Ce e aici? Ia mă, ce e aici? o, te... Asta i-am eu, uite. Asta e scrisul meu, ca să știți. I-am zis și eu, te doi ani iubesc așa. Ce mi-a scris, mă, că completări? Bă, ce pisim mă scrie? Că nu se Brațele tale sunt precum casa mea. Mm. Iar cine mă? Iar în care locuim și în care îmi găsesc liniștea sufletească și puterea. Sufletească. Da, n-am pus dunguliță. Și că ești tot ce mi-am dorit, adică bun, cald, înțelept, iertător, îngăduitor. Ia uitați bă cine sunt bă, var familia voastră. Bă. Un îngeraș și mentorul cel mai bun. Să-i dea Dumnezeu sănătatea. mă. Da, eu o iubesc eu mă. Sunt cea mai norocoasă femeie din lume pentru că te am alături de inima mea. Îți mulțumesc pentru sprijinul necondiționat și încrederea ta. Iubirea mea sunt veșnic recunoscătoare pentru toată grija și atenția ta de ziua noastră. Îmi doresc, ia uite bă, ce? o inimioară bă, o seară frumoasă trăiți mă. Hai mă umblă la, ia uite bă, a umblat la aur frate, ia, uite, ia uite cum stau Hai, gențile bă, bă. frate. Băi astea sunt gen, noi ne-am băgat toți banii în marfă mă, să țineți minte. Ia uite ce gențe are mâncați aici, bă unde? Bă, de unde-ai fost frate cu gențile astea? Mâncați așa. Bă, uite, bune? frate, vâsați-i. Atât de ce trebuie să fac gențile. Băi, frate, bă. Și asta ce doamne ar asta. Ce cacat e Eu Eu yeah. Ia uite, mă. Băi, bineînțeles că sunt semi-fake. Stați liniștiți. Nu sunt. Nu sunt fake? Nu sunt fake. Auzi că nu sunt fake. Eu nu știu, pe mine sincer mă doare în fund de gențile astea. Nu sunt fake. Nu e fake. Ia uite, frate, asta e Louis Vuitton. Uite-o, Uite, vă are lacăt buton. Ca asta o țin înăuntru bani. Nu e, la nu, e fake. Înăuntru. -s. Stai, mă, ce scrie aici? Stai, mă, puile, ce teamne. Eu n-am văzut-o niciodată. Dar știam că are. Și că e. Luis, uite, bă. Uite, bă, exact ce vă și am în cava și inima voastră. Uite, bă. Luis, căcat ăla. Luis Vuton, um. Paris. Cu lacăt, Luis Vuton în da. Și aici are, nu o deschid, aici e, e deranj mare. Dacă o deschid, e deranj mare, frate, aici. Uh, nu îmi place, mai mult sport îmi place. Dacă o deschid e deraj mare, nu nu le deschidem așa. că e, e urât de tot dacă de deschidem. Să țin așa. Fraților, ia să văd dacă mi-a schis ceva că închid live-ul, fraților. Băi, vă respect pe toți. Aoleu, stai că am dat pe Zoom. Ce-ai făcut? Am dat pe Zoom. A. A. Stați, fraților, să mă și vedeți. Hai că nu mai merge telefonul. Avocat, punem? Avocado mâncați. Da, frate, uite aici, stai și Stai un pic, frate, stai un pic. Da, Stai că nu și are -a. nebunit asta. Uite, frate, avocado, uite aici. Uite, mânca, că noi stăm cu cortul. Uite. Stai că era aici, lângă usturoi. Uite, usturoi avem. Și uite, avocado, frate. Unde era mânca? Uite, la jos, la varză. Unde căcat? Uite, vă cu varză. Mâncam avocado cu varză, uite, bio. Uite, frate, avocado cu varză, uite. Da. Le ține aici că încă este foarte rece. Uite, mai, nene. Uite, mă. Avem avocado cu varză, mă. Ia. Deci avem, frate, avem de toate. Bun, ă... stați așa, fraților. Gata, ai că o să închid live-ul, mă, fraților. stai așa. Și că s-a blocat de la live. da, avocat o mâncăm, Nero, ți-am zis. Mă chefe. Deci, fraților, asta e. Deci, te rog eu mult, mă chefe, că ești un tip, vorbesc serios, nu știu, place de tine, frate. Adică ai viață în tine. Mă în aer liber, spui așa, cu dedicație pentru frații mei, Andrei și Răzvan aduc câștigă. Sau cum zici tu, știi, să nu spară pară țigăniște așa, știi? Bă, spune ceva din suflet și după aia spui, mă chefe, mă și eu te bag așa. Cu mă chefe, mă spune. Bă, îmi place rău de tot când spui. Bă, cam asta e tot. Oameni buni. Hai că vă mai spun. N-a fost, a fost inopinată treaba. Chiar n-am mâncat niciodată. E prima oară în 54 mm. de ani când am mâncat borhod ăsta. Eu -am, chiar am grumit și am râs cu poftă pe acest lucru. Bravo, frate. Varza bată totdeauna. Varza e bună. Și o plac face se face, -o, face -o, man. Bun. Bine, bă, fraților. Hai. Gata. Vă pupice și fiți atenți, frate. Viața mea acum începe, da? Să țineți minte. Pe YouTube. Viața mea, în principiu, s-a dus. Dar asta. Asta pe YouTube acum ce? Uh, nu mă, viața mea normală s-a dus. Uh. Acum începe pe viața anormală. Că pe YouTube uh, trebuie și un pic de anormal. Eu, uite, mai mai făcut gunoi de ăsta, ia. Ia uitați. Da. Bine Hai că n-ai rost, că vreau să-l vorbesc serios, trebuie să-l țin în gură bine. Deci aveți grijă. Că, băi, merită să vă luați. dată în viață merită. Uh. Să trăiești de Elia și Alex. Dacă băi, aștept și de la de voi. Noi. Sincer, mi-ar place să vorbească, să mă scuz de expresia, acum păsărica Delia, că a ieșit, e foarte frumoasă Delia, să ne fac o dedicație de da, aia așa, Delia, păi Delia e șmecheră rău de tot, bine, și tu, yeah. Alex e forță, știi, dar Delia, na, Delia e Delia, de ce să te mint acum, Alex, că e, e marfă, Delia. Yeah. E. Bine, fraților, deci vreau și eu o dedicație de la voi, că vreau să le bag pe canal, o să vedeți de ce, că e urmează niște chestii bătrâne era să zic eu zona zoster băi, urmează niște chestii grave, rău de tot nu mai vrei uh... Dalea... Ce? asta? Urmează ceva frumos. Asta vă spun. Da, da, vreau să mănânc în liniște. Mă okay. Deci, vă respect, vorbesc serios de Elia și Alex, vă respect la maxim, dar eu tot timpul eu vă spun direct ce am de spus. Pentru că noi nu avem timp să ne mințim. Noi trebuie să creștem Uh, băi, să creștem, adică eu, tu trebuie să-mi spui, Răzvane, băi, vezi că erai nebărberit astea, dar ce să fac? Zis? dacă n-am apă caldă, ce vrei să fac? Uh, Eu spun adevărul, eu nu min, frate, că n-am apă caldă. N-am apă caldă, frate. <laughs> <laughs> Și n-am nici de la termostat sau ceva, abia că cu oalele, știi? Uh, da. Uh, da. Bine, oh, Bă, ideea e, da. făceți-mi și mie dedicațiile alea, mă, chefe. Dacă mi-o faci mâine, ai cuvântul meu și tu. Fieți atenți. Frate, băi, vă mai arăt o dată hârtia aia, frate. Stai, mă, să vă mai arăt. Băi, ca să, de unde o să unde o să apăreți, frate. Deci, o să apăreți la Felipe, la Ilies Vlog, un milion. La ăsta, la toți ăștia mari. Uite, la Antonio Pican, un milion de, ab de abonați. A, să trăiești frate Andrei. Băi, nene, o să apăreți la toți ăștia mari de tot. La Montana. Uite-l. O să apăreți la ăștia mari cu zeci de mii, sute de mii. Băi, eu nu, eu nu mă combin la extragerile alea. Eu nu mă bag cu, cu concursul vostru. Că nu, 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 nu... O să vă spun de ce. Nu vreau să vă spun acum. Ha? Pentru voi e foarte bun, dar pentru mine nu e bun. Uite, la Simeon Tomiță, care are și ăla vreo milion cine mai mă, Liviu Jador, care are și la o grămadă, uh, Rex să trăiești, Andrei, Antonio Pican Villanes, Alex Alvarez, Valentina Lungu, Alex Vele are și vreo vreun milion, Maică Heș, nu, nu mă bag și o să vă zic de ce. L-a lăsat, vă las pe voi să vă jucați acolo, voi jucați-vă. Eu ce, făceați, ce faceți voi acum, pe mine m-au dat afară de la grădiniță. Cu ce faceți voi acum? Adică, și eu vă mai spun un secret de ce deștept. Ba da, sucre. Sucre. Ăla nu, sucre are vreo 50 de mii. Sau nu știu, 100 de mii. Chiar nu mă interesează cât are. Ceva, ați vorbit ceva de mine. Normal că am vorbit vulturile. Am vorbit că nu vreau să-ți dau cadou o geantă lui Vuitton. Cum nici eu, că nu vă încurajez să mâncați borhod asta. Pican. Da, bun. Normal că îți place pican. Bun, fraților. Gata. Vă iubesc și uh, împreună o să fim mai buni. Nu contează. Deci, împreună eu vă iubesc, am de învățat și de la Vulturi, de la Delia și Alex. La Greu. ăștia sunt șulfe bătrânești. Iar nu mai zic patronii. Danii și Cori. Mi se limbă, mi se ligă limba în gură că ăsta, magiunul ăsta, Eu uite și tu cum arată. se încleștează maxilarul de pe acum. Zici că e căcat de orangutan. Andrei, frate, eu o să țineți minte. Eu, chiar dacă voi nu vreți, eu o să vă trag după mine pe toți. Și pe Mihaela. Băi, voi chiar dacă nu vreți, bine, de fapt, dacă nu vreți, nu o să vă trag. Dar cine vrea să-i trag, o să vă trag după mine, frate. Vă garantez că o să vă trag după mine. Vă garantez din suflet. Mai de capul. Lipsește măselele muce. A, lipește măselele muce, da. Ce se limba în gură, da. <laughs> nu, și -am, am și vorbi mult, frate, ai 66 de minute, te-și copil. Bune? Uite te mă știu. O, Doamne. Nu mai vorbiți, semnuit, că poate sunt copii pe live. Ia Băi, adevărat. mă scuzi, Copii, în caz că sunt, sunt băieți. Și nu spun că și tu, băi, vulturile. Hai pe bune, hai acum să o dăm între bărbați. Până la, da, Până nu. când ai prins prima femeie ți-ai rupt un în labă. No, no, Zici, no, no, nu, nu, no, no. nu. Mai, mai bine zic... băieții să mă întrebe, să zică băi, îmi fac laba de trei ori pe zi. Ce pot să fac? Și eu îi răspund. Iar eu spun așa adică, că sunt și doamne. Hai și să nu fim așa, bă, frate. Hai să vorbim... O... Valentin, nu... nu, mă, lăsați-l în pace. Valentine! Nu. Totul e să fim naturali. Chiar dacă... Bă, că ce, tu, uite, hai să spun o șmecherie mișto. Exact ca treaba cu COVID-ul. Băi, nu sunt însurat, bă. Nu-i problemă. Stai liniștit, fratele meu. Dacă nu ești însurat, e foarte bine. Sigur e corega. Te pup. Băi, vedeți că avem o cântăreață. Fiți atenți. Vă recomand pe Carmen Daniela. Carmen Daniela este ca tati și fetița, cam chefe, Bine, chefe încă nu-l cunosc, dar cred că e inimos omul. Vă recomand pe Carmen Daniela pentru reciprocitate. Gata. Chiar vă recomand. Plus că are un suflet bun și plus că, băi, cântă. E, e o fată frumoasă, Carmen Daniela. Adică e o femeie. că Bine, e și fată, e și femeie. Doamne, Fraților, hai să vă spun secretul. Gata. Am vorbit tata că nu mai știu secretul ăla. Secretul este că orice ați face voi. A, mai salutat, te rog să mănânci, Carmen. Uite, eu sunt ochelarist, am 54 de ani și nu văd. Nu, no, nu, no, nu e secret. Tati și fetiță. Eu vreau să vă spun, a ta, cine vrea, eu o să-l ajut. Și bineînțeles că și voi mă ajutați. Adică. Băi, aici încă o dată. Deci, eu, dacă voi nu sunteți, uite, voi cei șapte care sunteți acum, eu nu exist. Bine, oricum eu vorbeam și singur, stați niște. Deci nu, nu, la mine nu trebuie să vă supărați, că eu vorbeam singur, pentru că voi sunteți frații mei, dar mai sunt alți frați care o să caute căcatul ăsta de fruct. Știți? Deci, mama, dar vezi exact ca solzi. Da. Uh, nu, Carmen Daniela mă recomand. Bun, uh, hai să mai stai ce vorbeam eu. Ata vreau să vă spun. Eu vă garantez la toți. Degeaba îi ai dacă vorbești prostii. A, ah, 54 de ani? Da, frate, da, sunt prost. Sunt un prost de 54 de ani. care e problema? Da, nu vorbesc prostii și... și oricum, mă, mă, scuzi, băi, băi, Valentine, trăiți-ar familia, eu te iubesc, dar spun. Tu dacă e singur, te-am văzut, nu știu, ai vreo 35-40 de ani și tu te masturbezi. Deci, bă, dacă te masturbezi, taci cu mâncatea din gură. Nu, eu te iubesc în coată. Deci, eu spun adevărul. Tu te masturbezi dacă n-ai vreo vecină. Deci, dacă, dar cred că ai o vecină, că nu ești însurat. Ai tu vreo vecină pe la țară, ai tu vreo două, trei puștoai ce de, de vreo 60 de ani. Deci știu, stai liniște că știu și eu. Am fost și în surat și neînsurat și de toate. asta e treaba oameni buni. Deci, Valentine, eu țin la tine, dar trebuie să spun și adevărul. N-am cum, n-am cum să țină mine. Că dacă țină mine, băi, eu am 24 de ani. ești mega înseamnă că ți-o rupi. Dacă n-ai o gagică, de o la o zi, două, trei, am un câine de un an care e luat 10 iulie. Să-i dea Dumnezeu sănătate. Uite, băi, Andrei, fii atent că e aici o iubitoare mare, o cheamă Silvia, să te duci la ea pe canal, uite acolo, sus. O găsești, dai căutare pe YouTube, fratele meu. Băi, da, băi Andrei, eu vreau și eu să-ți comentez să alea, dar tu n-ai comentariile pornite, cred. Tu ești fratele meu, Andrei, să-ți Eu pe Andrei îl cunosc de un an, dar e copil mic, cred, că are 8 ani. Băi, Andrei, uh, tu să te duci la cine uite acum, mă uit, stai să-i văd cum se cheamă canalul ei. Uh, Dogs Life. Apropo, mă, cum, uite, spun acum dacă mai e Silvia, dăm un semn, Silvia, dacă mai ești. Sucrena. Da. E, nu contez. Bun. Bă, ideea e iubiți-vă. Toți între voi. Exact. Ai 11 ani. Pana mea. Oricum, dacă ai 11 ani, ține aproape de mine, frate. Că cu mine, eu sunt tata și bunicu și străbunicu și gen Lospa de când s-a născut el, dinainte de a se naște. Deci eu sunt alfa și omega, omega și alfa, de la Ana la Caiafa și de la A la Z, de la tera până la toată cala lactei. Vă pup! Pupici!